decembrie, de 13 decembrie, și pentru că am debutat cu acest moment muzical, mi-am amintit o definiție care mie mi s-a părut genială și pe care încerc să o transmit și eu mai departe, acelui care a fost, iar din punctul meu de vedere, și nu numai probabil, genul poeziei românești după Mihai Ionescu, Nichita Stănescu, care spunea că muzica este răspunsul căruia nu i s-a adresat întrebarea. Mi-am reamintit că într-o zi de 13 decembrie, era într-o zi de marți, satisfăceam stagiul militar atunci, în anul 1983, când am aflat această veste că Nichita Stănescu ne-a părăsit, s-a dus la ceruri, acolo unde bunul Dumnezeu avea nevoie de geniul său. Pentru această seară, pentru că suntem aici prezenți, de ce suntem aici prezenți? Cineva s-a ocupat de acest lucru. Cineva a muncit și a gândit toată această acțiune. Personal am fost încântat că am fost invitat să particip, să fiu aici în fața dumneavoastră. Vă spuneam că mă simt extrem de onorat, văzându-vă și văzând atâția copii atât de frumoși, acești copii atât de speciali prezenți la această manifestare. Dați-mi voie să invit în fața dumneavoastră pe cea care este vinovată de acest eveniment. Simplu, Liliana Manea. Spuneți-ne, spune Liliana, ce ai vrut tu să faci? De ce ne-ai provocat aici în această seară? Atât de frumoasă, atât de specială, ai emoții, văd că ai emoții. Te rog. Bună seara tuturor și mă bucur nespus să vă văd că ați răspuns invitației mele de a onora împreună, a sprijini, a recompensa tot ceea ce înseamnă performanță, excelență, nu numai în educație, în toate domeniile de activitate. În seara asta sunt atât de emoționată de nu vă puteți imagina. Și vă spun și de ce. Eu de obicei sunt un om care am vorbele în permanență, foarte volubil. Dar acum, văzându-i pe toți acești copii frumoși, pe care îi iubesc pe toți în egală măsură, și o spun public, mulțumesc că existați, mulțumesc că țineți steagul sus, cum se spune, pentru că, deși trăim într-o societate în care valorile se răstoarnă, noi trebuie să reașezăm lucrurile exact acolo unde trebuie să stea. Și greutatea asta o să pice pe umerii voștri, pentru că voi ați dovedit nu numai că sunteți niște copii frumoși, niște copii care perseverența, tenacitatea, munca, efortul susținut sunt cum dau ceilalți bună ziua. De ce v-ați obișnuit? De ce? Pentru că aveți un obiectiv. Și eu vă urez tuturor în parte să atingeți cerul și mai departe în cosmos, oriunde vreți voi. Puteți să visați oricât și încercați să le îndepliniți. Pentru că se vor găsi, cu siguranță, foarte mulți oameni care vor fi alături de voi. Și acum, cu permisiunea voastră, am să vă spun că nu pot să-mi asum tot meritul. În spatele meu sunt niște oameni care au aceleași idei. Puțin ieșite din tipar. Noi credem că România este asta care este în seara asta aici. România o reprezentați voi, copiii frumoși și buni, care alții, la un moment dat, aud de noi sau știu de noi pentru că existați voi. Când mergeți la concursurile alea și aveți așa ambiția, nu doar să treceți pe acolo, ci să le smulgeți și câte un premiu. Este important. Este important să subliniem faptul că călărașul, da? Chiar dacă nu pare,
Are o groază de oameni valoroși. Și uite aici, în seara asta, și discutăm despre elevi cu rezultate deosebite, discutăm despre cadre didactice, dascăl, cum îmi place mie să vă spun, doamnelor și domnilor, pentru că nu luminați numai mintea copiilor, ci și sufletul copiilor, pentru că copiii ăștia au norocul deosebit să aibă parte de niște dascăl minunați. Dascăl care îi ajută să-și îndeplinească visele și dumneavoastră vă mulțumesc în mod special pentru faptul că nu ați uitat menirea și nu ați uitat de ce v-ați făcut dascăl. Dascăl, a fi dascăl înseamnă a iubi copiii și a vrea să zădești acolo, în mintea lor și în sufletul lor, sămânța cunoașterii. Și faceți lucrul ăsta cu drag și se vede, din păcate, chiar dacă mi-aș fi dorit așa să am tot județul Călărași aici, nu este posibil, dar sper să ambiționeze. Și pe ceilalți avem decât Știrbei și Eminescu, dar nu trebuie să mai vă spun eu că sunt cele două de licee de top călărășene, care se întrec așa, fac urându, care este cel mai bun. Eu vă urez succes în lupta asta și Doamne ajută să țină cât mai mult războiul ăsta, pentru că creează copii frumoși și deștepți. Creează, de fapt, viitorul nostru al tuturor. Le mulțumesc fiecărui invitat în parte, că este persoană publică, că este un părinte sau, nu știu, oricine din sala asta. Vă mulțumesc că sunteți aici, alături de mine, alături de Low Communication Enterprise, alături de Universitatea Tor Vergata, da? Acum eu reprezint așa pe toți într-unul, alături de Primăria Călărași, care bineînțeles că avem reprezentanții aici, InforSecu, și mai suntem, dar îmi cer scuze acum că nu e număr pe toți, fiecărui om care a contribuit ca această seară și de fapt această gală să existe, să ajungem la ediția a doua și Doamne ajută la cât mai multe de acum încolo, să predăm ștacheta altora. Ce să mai vă spun, nu vreau să vă plictisesc, pentru că nu este vorba despre mine, este vorba despre 26 de copii excepționali, este vorba de 5 profesori pe care îmi asum vinovăția de am vrut să-i nominalizez și să-i recompensez, pentru că de ani de zile mă tot învârt prin învățământ și am văzut oameni minunați. Și pentru că și eu, la rândul meu, dacă astăzi stau aici, în fața dumneavoastră, stau datorită faptului că a existat un profesor care a văzut în mine ceea ce eu nici nu vedeam și nu credeam că voi putea realiza. Și atunci, cu prisosință, merită să omagiem și de la ediția a doua am decis ca în gală să avem și profesori care să îi premiem, de fapt să le oferim recunoștința noastră în mod public, da? Că așa este frumos, toți avem nevoie să ni se amintească din când în când cât de frumoși și de buni suntem. Și asta este o seară excepțională și perfect croită pe treaba asta. Doamnelor și domnilor, eu sper, în cele ce urmează, să vă produc emoție, măcar atât cât am eu, prin acești copii frumoși și prin acești oameni frumoși care vor fi premiați. O seară plăcută tuturor și atât. Dați-mi voie să invităm acum primul nostru special invitat care va înmâna primele premii. Face parte din categoria celor tineri extraordinari și excepționali, care transformă în realitate orice
obiectiv își propune. Iar performanța și excelența sunt sinonime cu numele său. A urmat Academia de Studii Economice din București. Este licențiată în marketing și are master în managementul marketingului. Este demn de remarcat și menționat faptul că în 2016 a urmat școala doctorală de marketing și a susținut teza de doctorat obținând distinția supremă summa cum laude. De asemenea, are peste 50 de articole în domeniul marketingului și managementului scrise și publicate atât pe plan național cât și internațional. A fost cadru didactic asociat doctorant la Academia de Studii Economice București, a înființat și a fost președintele între anii 2015-2019 a Asociației Marketing a Studenților din România. Acum este business manager la IBM România. Are o minte orientată spre afaceri, o pasiune pentru tehnologie și cunoștință pentru a gestiona cu succes bugete de peste 300 de mii de dolari pe trimestru de la peste 40 de clienți europeni. Și nu în cele din urmă, participă ca voluntar la peste 5 proiecte sociale în România pentru a spori comunicarea internă între angajați. De 3 ani, organizează și susține campanii pentru copii cu situații materiale precare, distribuind cadouri în zonele defavorizate. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu respect mă înclin în fața invitatei noastre, Ana Maria Radu. Bună seara! Bine ai venit, Ana Maria! Încântați că te avem în mijlocul nostru la această gală a excelenței. Foarte mult. Este o onoare pentru mine că sunt astăzi aici. Am ajuns acum 5 minute de la București și vreau să vă spun că am avut emoții pentru că am spus ce fac dacă nu ajung astăzi. Dar Dumnezeu a făcut să fiu astăzi aici și vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea oferită. Mulțumim tare mult și acum dăm voie să spun Ana Maria. Te rog mult, haideți să înmânăm premiile acestor tineri. Primii tineri care vor fi premiați în această seară. Și să începem. Ia să vedem noi cine. Vine de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. E iarnă și miroase frumoasă. Eminescu, un vers superb, un vers poetic. Deci, la Liceul Mihai Eminescu din Călăraș, clasa 11-a, profil matematică informatică, intensiv engleză, are numeroase premii, a venit de fiecare dată de la toate concursurile naționale și chiar internaționale cu premii. Ana Maria o să înmâneze premiul elevului Andrei Laurențiu Bornea. Felicitări, tinere! Mă bucur să te cunosc. Un premiu meritat, bine meritat. Andrei Laurențiu, eu te felicit. Tu poate mă știi mai mult sau mai puțin. Eu te cunosc, o cunosc pe mama ta. Cândva, cu mulți ani în urmă, la școala de la Roseții, am fost și eu acolo în cadru didactic și de atunci o cunosc. Te felicit, sigur că ai urmat pașii pe care dumneai a mers cândva spre știință și tu la fel. Te felicităm. Două vorbe, dacă vrei să spui. Vă mulțumesc mult, sunt onorat să tot ce am făcut, da, neapărat să zic așa, asimicea cu mama. Am mers pe partea de științe exacte, pentru că am simțit că asta mi se potrivește. Nu sunt cu moștenirea genetică. Da. A fost totul a plecat la faptul că mi-a dat seama că și ai mei mei, când eram mică, toți mi-au ceva de făcut. Adică toți fac ceva să plec pe un drum. Și asta mi-a plăcut cel mai mult și am plecat să-l urmez. Dacă îl urmez sau nu în continuare, asta rămâne văzut. Deocamdată, în principiu, vreau să termin până în plasa 12. Mă lumesc, pacea, voi vedea ce mulțumesc mult! Mulțumim tare mult și noi! Aplauze, felicitări pentru acest tânăr atât de special, Andrei Laurențiu Bornea. Felicitări, Andrei! Și mergem mai departe. Următorul premiu merge la o domnișoară, elevă în clasa 12-a, la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș. Cu performanțe deosebite. Este inteligentă, este sensibilă, este frumoasă. Ana Maria Păpurică. Și dacă nu mă înșel, cred că
o cunosc și pe mama ta. Aici comunitatea este mică. Ana Maria, felicitări! Felicitări frumoase! Două vorbe să spun. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți aici, pentru că, și cred că vorbesc în numele tuturor când spun asta, este foarte important pentru noi elevii să fim susținuți și apreciați ca viitori adulți, responsabili, care vor aduce numeroase lucruri importante și realizări societății noastre. Și de aceea chiar apreciez foarte mult tot suportul de care am avut parte. Cred că fără oameni de lângă mine nu aș fi fost în stare să realizez atât de multe lucruri. Și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Și noi îți mulțumim că existi, mulțumim că peste ani și ani de zile o să spunem Ana Maria Păpurică, da, a fost la gala 10, de nota 10, la gala excelenței, în această zi de 13 decembrie 2019. Mulțumim, baftă pe mai departe. Continuăm, mulțumim și invitatei noastre și mergem mai departe, dați-mi voie să invit în fața dumneavoastră un tânăr foarte ambițios, a obținut la vremea când era elev performanțe, a mers, a studiat ceva și prin străinătate ceva mai mult, s-a documentat, se documentează în permanență, este alături de Călărășeni, se implică în foarte multe activități, în special alături de tineri, pentru că este foarte tânăr și de ceva ani ocupă postul de viceprimar al municipiului Călăraș, Dragoș Coman. Felicitări și abia aștept să-i dau premiul următorului. Excelent! Este elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș, pasionată de robotică, de informație, a participat la concursuri și olimpiade de fizică și informatică, obținând premiul al treilea la Concursul Național de Știință și Tehnică Florin Vasilescu. De la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș, premianta noastră la această gală, Miruna Bordei. Aplauze și felicitări, vor merge către un elev, tot clasa 11-a, la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș, profilul real, specializare matematică, informatică, intensiv, engleză. Ștefan Bordei. Felicitări, Ștefan, nu te-ai lăsat mai prejos și tu ai reușit să obții premii. Un bună seara și un salut pentru cei de în sală. Bună seara! Salut celor din sală! Mulțumesc mult pentru premii și vreau să spun că apreciez enorm inițiativa pe care ați luat-o legat de elevii acestui oraș. Eu cel puțin am simțit-o ca un suport de care aveam nevoie și chiar vreau să vă mulțumesc mult. O seară frumoasă! Mulțumim tare mult, Ștefan Bordei, și pentru că nu peste mult timp, suntem în 13 pe 27, este Sfântul Ștefan, la mulți ani de pe acum, ne spunem reciproc, de la Ștefan la Ștefan. Să fii sănătos, multă sănătate pe mai departe. Mulțumim tare mult, domnule viceprimar, mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru faptul că vă implicați în proiectele sociale, în proiectele tinerilor, v-ați alăturat lor și bine faceți. Mergem mai departe cu invitații noștri. Este fondatorul fitoterapiei moderne în România, doctor, farmacist, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale. Este deținător al titlului de senior honoris causa, brevet acordat de către Forumul Președinților Patronatelor din România și diplomă de merit academic acordată de președintele Academiei Române. Este un renumit farmacist și deopotrivă fondator al fitoterapiei moderne în România și inventator al insulinei vegetale Insuvec. Timp de 37 de ani a lucrat ca expert al Națiunilor Unite pentru programele de dezvoltare industrială
A participat la numeroase misiuni în Asia între 1978 și 1985. A lucrat în zona himalaiană, în Nepal, în Bhutan, Shanghai, unde a studiat flora de acolo și a elaborat împreună cu prestigioase companii 50 de produse noi, valorificând flora indigenă. A intrat în al 96-lea an. Este un spirit veșnic tânăr, autor și coautor al peste 40 de cărți despre plante și proprietățile lor, concepte pentru un stil de viață sănătos. În aplauzele noastre, ale tuturor, onorați că în această seară ne aflăm aici și suntem contemporani cu domnia sa, academician dr. Ovidiu Bojor. Ce să vă spun? Am asociat totdeauna sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului cu renașterea poporului român. Iar astăzi trăiesc un moment deosebit în viața mea, fiindcă după 30 plus 50 de ani de întuneric se naște o lumină în fața noastră pe care o doresc să urmăm cu toții împreună în această seară. Lumina nașterii lui Iisus, Mântuitorul nostru și a poporului român. Mulțumim tare mult, vă mulțumim și că sunteți aici, că ați făcut acest efort să veniți alături de noi și acum să înmânați premiile tinerilor noștri călărășeni care au reușit să se remarce în diferite activități. Este elev al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, clasa 10-a. Un tânăr cu o voință ieșită din comun și o mare perseverență, care, dincolo de inteligență, seriozitate, aplicare spre studiu, profunzimea cunoașterii, dă dovadă de o mare sensibilitate, bun simț și mai ales modestie. Va fi premiat de către domnul academician Filip Nicolae Dumitrașcu. Mulțumim, felicitări, aplauze, Filip Nicolae, un tânăr destoinic. Următorul de premiu, elev în clasa 11-a, în cadrul Colegiului Național Barbu Știrbei din Călăraș. Este elev de nota 10 pe linie. Alina Bucur! Alina, nota 10, la gala 10 de nota 10, gala anuală a premiilor. Excelența premiază excelența în această seară. Un premiu important primit de tine, de la un om atât de important. Mulțumesc foarte mult. Țin să menționez în primul rând că mă bucur foarte tare să fiu astăzi aici alături de atâția oameni minunați, oameni care se implică în societate și oameni care lucrează din greu la schimbarea pe care cu toții o visăm. Și țin să le mulțumesc foarte mult familiei mele și profesorilor mei și tuturor oamenilor care au contribuit la persoana care te vede. Mulțumim, felicitări, Alina, baftă pe mai departe în tot ceea ce dorești tu să faci. Cu siguranță vom auzi de tine. Mergem mai departe cu premiile noastre și invit alături de mine o doamnă distinsă. Nu am aici decât un nume și atât. Norocul meu că lucrez aici în Călăraș, că sunt călărășan și am așa o dragoste specială pentru cadrele didactice pe care le apreciez foarte mult. Și dați-mi voie să vă spun că nu întâmplător a fost cadrul didactic, iubește foarte mult performanța, iubește tot ceea ce înseamnă dezvoltare și vorbind odată cu domnia sa, numai prin știință poți să progresezi, îmi spunea.
Dați-mi voi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să invit alături de noi pe doamna senator Roxana Pațurcă. Și acum haideți să vedem cum numărați dumneavoastră premiile. Eu aș fi puțin mai pragmatic și le-aș spune acestor tineri că pensia mea e pe mâini bune, voi sunteți copii inteligenți și am convingerea că o să am și o pensie din care o să-mi duc traiul decent. Este elevă în clasa 10-a la Liceul Mihai Eminescu, pasionată de istorie. Maria Narcisa Pământ. A participat la Olimpiada Națională. Te felicităm, Narcisa, Maria Narcisa. Ce nume frumos și Maria și mai frumos. Premiul de la doamna profesor și senator Roxana Pațurcă. Felicitări și... Ești surprinsă, ești uimită, ești emoționată. Bucuroasă. Ești bucuroasă, te felicităm, te felicităm. Pe mai departe, aceeași bucurie să o ai în permanență. Văd că ești o fire foarte deschisă, zâmbitoare. Te felicit, ești foarte frumoasă. Premiu este elev în clasa 12-a la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș, profilul real, specializare în matematică informatică, intensive engleză. Este un tânăr cu o personalitate puternică, o voință admirabilă, obiective îndrăznețe și bine ancorate în realitate. S-a remarcat prin optimismul debordant al unui adevărat lider, prin spiritul întreprinzător și bucuria de a lucra în echipă. Premia în această seară de către doamna senator Darius Ștefan Larguțean Iordache. Darius Ștefan Iordache, felicitări, măi, bărbate! Ține-o tot așa, pe mai departe, cu premii, peste premii. Ce ne spui? Mulțumesc frumos pentru acest premiu. Este o onoare, dar cu aceste privilegii vin și responsabilități și vreau să spun că este datoria noastră, ca tineri, să aducem plus valoare societății și vă asigurăm că tot ce primim, dăm și noi mai departe. Mulțumim tare mult, doamna senator, mulțumim. Mergem mai departe, invit aici, alături de mine. De câțiva ani ocupă o funcție importantă în cadrul Primăriei Municipiului Călăraș, așa cum spunea Liliana, partener în acest proiect, Primăria Municipiului Călăraș, în fața dumneavoastră, a noastră, a tuturor, călărășanul, îi spun eu, Valentin Neculescu. Vedem pe cine veți premia dumneavoastră, domnule Valentin Deculescu. Este elev în clasa 11-a la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș. Profil matematică, informatică, intensiv engleză. Este laureată, este premiată la Olimpiada de Lingvistică. Să o aplaudăm pe Diana Miruna Barbu pentru rezultatele pe care le-a obținut. Iar domnul Valentin Deculescu, administrator la Primăria Municipiului Călăraș, să imuneze premiul. Toată stima, tot respectul pentru ceea ce ai reușit să obții. Te felicităm. Diana Miruna Barbu. Diana. Bună seara. De mic am avut niște idealuri înalte, foarte greu de îndeplinit și acesta este cu siguranță un pas înainte. Așa că vă mulțumesc! Mulțumim și noi, alături de aplauzele și felicitările noastre. Bravo! Baftă pe mai departe. Așa, este elev la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, clasa 11-a. Un elev conștiincios, comunicativ, prietenos, altruist și devotat atât pe plan educațional, cât și sportiv. Lică Mihai Ștefan Adrian. Te felicit, dragule. Poftim, spune două vorbe aici, așa. Desigur, vreau să spun două vorbe. În primul rând, vreau să le mulțumesc foarte mult organizatorilor. Vreau să mulțumesc că am fost invitat la această gală. Sunt onorat să accept invitația. De asemenea, vreau să mulțumesc părinților, profesorilor, atât cei din cadrul școlii,
cât și cei de la stadion m-au sprijinit foarte mult și, cum să spun, datorită rezultatelor mele, am ajuns aici. Vă mulțumesc foarte mult! O seară plăcută! Vă mulțumesc fericit! Mulțumim și noi tare mult, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci și mai ales pentru ce vei realiza pe mai departe. Mergem mai departe, domnule Valentin Deculescu, și premiem o elevă clasa 11-a, Liceu Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș, profil uman, specializarea filologie bilingv. Sofian Ana Maria. Ce premiu credeți că a obținut la Olimpiada de franceză, această limbă atât de aristocrată, cum este franceza? Mă bucur că îți place și arăți foarte bine. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că mă aflu aici în această seară și vreau să mulțumesc foarte mult oamenilor care m-au susținut în tot ceea ce am făcut până acum. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim tare mult și te aplaudăm! Bastă de mai departe! Este speaker și trainer pe teme precum orientarea vocațională, educația în medie și comunicarea, fiind de-a lungul timpului colaborator în cadrul a numeroase organizații naționale și internaționale. În fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, acest tânăr, Andrei Stupu! Și acum, să rămânăm premii. Este elev la Colegiul Național Barbuștii de Bei Călăraș, un tânăr inteligent, cu un potențial de asimilare înalt, conștiincios, preocupat constant de a se dezvolta în mai multe direcții. Știința și tehnologie, limba engleză, limba franceză, istorie, dezvoltarea personală, dar și voluntariat. Alex Nedelcu. Tinere! Foarte mulți tineri din Călăraș se implică în voluntariat. Bravo! Ce tânăr, elegant, chipeș. Te felicităm! În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Andrei că a venit din nou la noi. Este cam a doua sau a treia oară când ne vedem. A patra. Pare rău. Mulțumesc tuturor organizatorilor evenimentului că ne oferă această oportunitate și acest sprijin. Și un mesaj pentru ceilalți elevi de nota 10. Împreună putem. Mulțumesc! Felicitări, tineri, sigur că împreună putem, împreună suntem mai puternici și suntem împreună cu o altă elevă în cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu, clasa 11-a, profilul filologie bilingv. Ștefania Amalia Manea. Ștefania, la mulți ani, dragă Ștefania, frumoasă și elegantă și inteligentă în același timp. Bunul Dumnezeu le dă un oraș. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care m-au susținut și mă susțin în continuare și vreau să le urez și eu felicitări organizatorilor, deși ei își cunosc meritele, și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, fără ei noi nu eram acum aici, și felicitări tuturor premianților și copilor de nota 10 din această seară. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Felicitări! Felicitări! Felicitări!